Spre deosebire de alte asemenea manifestări, cei prezenți la eveniment au putut fi numărați pe degete. Pe rând, autoritățile au luat cuvântul, prefectul județului dând citire mesajului transmis de premierul Sorin Grindeanu. Marcăm astăzi trei momente istorice fundamentale. 140 de ani de când România și-a proclamat independența, Ziua Europei și Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial. Ziua Europei este o sărbătoare legată de aspirațiile noastre ca stat. În pas cu celelalte țări membre, ne făurim un viitor nou, adăugând propria identități, experiența și valorile comune europene. 9 mai 1945 este ziua în care se consfințea victoria aliaților asupra regimului fascist. Și cum campania bate la ușă, partidele politice nu au ratat ocazia de a-și face capital de imagine. S-au depus coroane de flori, ALDE și PSD fiind singurele organizații care au făcut acest lucru. Partidul Social Democrat, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților Noi, evenimentul s-a terminat cu defilarea gărzii de onoare.